Lăudat să fie Iisus Hristos, sunt Horația Brudan, bun regăsit la buletinul de știri Maria TV din această săptămână. În cadrul audienței generale de miercuri, Papa Francisc a reflectat asupra virtuții carității, numind-o punctul culminant al virtuților teologale. El a evidențiat că aceasta este cea mai înaltă expresie a iubirii creștine, sublinind importanța iertării și adevărului în manifestarea acestei virtuți. Amintind de învățăturile din Predica de pe Munte, Papa a subliniat că iubirea creștină îmbrățișează chiar și ceea ce nu este iubit, oferind iertare. El a evidențiat contrastul dintre noțiunile contemporane de iubire și caritate și virtuțile teologice, insistând asupra lucrării Duhului Sfânt în inimile credincioșilor. Pontiful s-a rugat pentru cei afectați de inundațiile fulgerătoare din nordul Afganistanului, sublinind nevoia de sprijin și ajutor pentru familiile și copiii vulnerabili. În lumina solemnă a rusalilor, el a îndemnat credincioșii să fie deschiși acțiunii Duhului Sfânt ca o sursă de ușurare, eliberare și vindecare în timpul încercărilor. Această cateheză a reflectat preocuparea Papei Francisc pentru iubirea și caritatea creștină în contextul lumii contemporane și a nevoii de solidaritate și compasiune față de cei suferinți. Episcopii romano și greco-catolici din România s-au întâlnit la Oradea între 13 și 15 mai pentru sesiunea plenară de primăvară a Conferinței Episcopilor din România, găzduită de Episcopia Romano-Catolică de Oradea. Sub conducerea înalpreasfințitului Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București și vicepreședinte al conferinței, întâlnirea a evidențiat speranța ca un element central al discuțiilor. Sfânta liturghie zilnică și o procesiune dedicată implorării păcii în lume au marcat fiecare zi a întâlnirii, sublinind importanța comuniunii și a dialogului interreligios. În cadrul întâlnirii, accentul a fost pus pe documentul de sinteză a drumului sinodal al Bisericii Catolice din România și pe pregătirile pentru evenimente viitoare, cum ar fi a doua sesiune a reuniunii sinodale la Roma. Speranța a fost de asemenea prezentă și în discuțiile privind activitatea comisiilor conferinței episcopale și numirile pentru funcții cheie în cadrul acțiunii catolice din România. Episcopii au subliniat importanța speranței în angajarea credincioșilor în viața civică și în participarea responsabilă la alegerile viitoare, evidențiind necesitatea unei conviețuiri pașnice și a dezvoltării durabile în societatea românească. Pe 10 mai la Sighetul Marmației s-a desfășurat pelerinajul solemn la cimitirul săracilor în cinstea martirilor și mărturisitorilor români ai secolului al XX-lea, unde s-a înălțat un frumos sanctuar dedicat martirilor. Întreg episcopatul Bisericii Greco-Catolice din România, alături de mii de credincioși și preoți, s-au adunat pentru a omagia acele personalități care au rămas statornice în credința lor, neclintite în fața persecuțiilor comuniste și care au păstrat cu sfințenie credința catolică, în special pe episcopii martiri. Mesajele preoților și episcopilor au subliniat importanța smereniei și a mărturisirii credinței, iar pelerinajul a fost văzut ca un act de recunoștință și onoare față de jertfa și mărturia celor care și-au dat viața pentru credința lor. În luna dedicată cinstirii Preacuratei Fecioare Maria la Sanctuarul Arhiepiscopal Major de la Mănăstirea Maicii Domnului, au loc tradiționalele zile de spiritualitate mariană în zilele de 17, 18 și 19 mai. Evenimentul culminează duminică 19 mai cu un festival marian intitulat Bucură-te Marie, mânghierea celor ce plâng. Zilele de spiritualitate mariană reprezintă o ocazie de întâlnire și rugăciune în comuniune fraternă, în care credincioșii sunt invitați să se alăture în alcătuirea unei cununi de rugăciuni și cântece dedicate Măicuței Sfinte. Festivalul de duminică va debuta la ora 17 și va aduce în prim plan tema Bucură-te Marie, mânghierea celor ce plâng, invocând apropierea și sprijinul Maicii Domnului în fața greutăților și suferințelor vieții. În seara zilei de sâmbătă, 1 iunie 2024, începând cu ora 18, va avea loc o noapte de veghe la Catedrala Greco-Catolică Sfânta Treime din Blaj. Acest eveniment are ca scop comemorarea a 5 ani de la beatificarea fericiților episcop martiri greco-catolici români de către Papa Francisc pe Câmpia Libertății.
Evenimentul va avea loc sub patronajul Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și va fi transmis live pe Maria TV și Radio Maria, oferind posibilitatea credincioșilor din întreaga țară să participe și să se alăture în rugăciune și comuniune spirituală. Programul poate fi consultat pe site-ul www.radiomaria.ro la rubrica Evenimente. Încheiem aici ediția știrilor Maria TV din această săptămână. Vă invităm să rămâneți în continuare cu programele noastre. Lăudați să fie Iisus Hristos! Ave Maria!